Bine v-am găsit, dragi prieteni, la emisiunea Școala Cuvântului. Școala care încearcă să lege Sfintele Scripturi cu viața noastră. Dacă ar fi să intitulăm și altfel emisiunea noastră, probabil că ar suna în felul următor. Biblie și viață. Sau viața din Biblie. Împreună astăzi vom încerca să vedem care a fost polemica între Domnul Iisus și contemporanii săi. Oameni de bază, religioși și care a fost teologia pe atunci. Probabil că ar fi sugestiv chiar pentru noi ca să facem o analiză la lucrurile care ne înconjoară în mod special în experiența religioasă. Colegii mei de platou, astăzi în acest subiect este familia dragă Postolache, domnia sa Olga Postolache, medic ginecolog, bine ați venit! Da, mulțumim, bine v-am găsit! Și de asemenea, inginer programator în tehnologiile informaționale, domnia sa Vasile Postolache, bine ați venit! Bine v-am regăsit! Mulțumim mult că ați acceptat să fiți împreună cu noi. Evident, cei ce prezintă subiectul care a fost discutat, dacă am putea să intitulăm și miezul ei, este de fapt o polemică. Ce este mai important? Tradiția sau Biblia sau legea? Ce spurcă omul? Probabil că s-a auzit și cei care ne privesc sau ne aud astăzi au mai auzit lucrul acesta. Ce intră în om sau ce iese din om? Și sigur că vom încerca noi să abordăm capitolul 7, în special capitolul 7 din Evanghelia după Marcu și ce ne prezintă Marcu. Care sunt, eu știu, punctele, reperele care le-au oferit, eu știu, descoperire și relevanță, prezintă o relevanță pentru ziua de astăzi nouă. De la versetul 1 până în versetul 13 prezintă un dialog despre datină, obiceiuri, așa cum numește Marcu, și sigur că legea despre care Iisus îi învinuiește că s-au lăsat, dar se țin de tradiție, de datină. Și acum întrebarea. Ce este primordial? Tradiția sau legea lui Dumnezeu? Legea lui Dumnezeu este la bază. Problema este că atunci când la întrebarea dumneavoastră ce este mai important, noi adesea avem tendința să scoatem în față tradiția. Sau oamenii cumva se sprijină pe tradiție, dar nu pe bază, nu au la bază acea cărămidă, legea pe care care să-și aibă temeiul în ceea ce fac, în ceea ce cred adesea. Da? Pentru că este mai simplu să îndeplinești ceva ce ai auzit că este ok pentru tine, decât să înțelegi de ce trebuie să faci niște lucruri. Exact acest lucru se întâmplă în aceste versete din Marcu, când Iisus este întrebat de ce nu respect oarecare tradiție pentru momentul acela, spălatul mâinilor. Da? Dar nu era problema că Iisus nu respecta igiena cu ucenicii săi, da? Sau că ucenicii nu mâncau cu mâinile nespălate. Dar în faptul, deci problema fariseilor era în faptul că ei nu au respectat acea tradiție pe care i-au pus-o mai presus decât legea, de fapt. Eu aș vrea să spun că sunt ambele importante. Pentru că tradiția, chiar dacă spun Iisus spune despre spălarea ulcioarelor și a paharelor, era o lege în Leviticul pe care Dumnezeu le-a dat-o. Că atunci când se spurg ceva, trebuie spălat. Și era până seara, trebuie să stea în apă și după aia va fi curat. Era o lege dată de Dumnezeu, corect? Deci ele erau importante. Deci era lege sanitară, normală, care la ziua de astăzi ne folosim de aceasta. Dar legea asta, și iarăși, este întrebarea, spune, ce e mai important, tradiția sau legea lui Dumnezeu? Păi legea lui Dumnezeu, tot ea, care e scopul legii lui Dumnezeu? Deci noi trebuie să ne întotdeauna să vedem esența. Pentru că eu aș vrea să mergem un pic mai mult decât lecția ne spune. Pentru că asta e o lecție de viață. Iată, să dăm, de exemplu, copilul. Noi ca părinți le spunem să fac ceva. Dacă el o să facă lucrurile 100% pe care noi le spunem să le facă, dar el nu o să mă iubească, el nu o să fie fericit lângă mine, o să fim noi fericiți? Sigur că nu. Dar el o să îndeplinească datina.
Că, adică cei pe care regulamentele... eu spun regulament, care eu îl spun, trebuie să smături, trebuie să speli, trebuie să... Așa, nefericit și... O să fie nici el fericit, nici noi fericiți. Corect? Legea lui Dumnezeu a fost, esența lui legea lui Dumnezeu e ca noi să fim fericiți. Deci, la baza lui legea lui Dumnezeu este ca noi să fim fericiți. Da. Și Dumnezeu să fie fericit pentru că noi suntem fericiți. Deci, când legea lui Dumnezeu nu mai devine ceva care ne face fericiți, când datina este ceva care pierde, care pierde din vedere legea lui Dumnezeu, atunci se pierde tot firul ăsta. Și atunci noi facem lucrurile pe care nu le mai înțelegem pentru ce le facem. Și Dumnezeu e silă de lucrul ăsta. Și de aceea Iisus spune că nu am nevoie de jertfele voastre. Nu mai avem nevoie de sabătile voastre. Ce vrea să spui Dumnezeu? Că nu mai avem nevoie de sabăt? Că nu mai avem nevoie să ne închinăm, să ne aducem jertfe viețile noastre în fața lui Dumnezeu? Nu asta are Dumnezeu în vedere. Dar Dumnezeu vrea ca noi în esență să fim fericiți și să găsim esența. Dar deoarece a găsi esența este mult mai complicat decât a îndeplini o dacină, cum mă uit eu, noi creștinii de Duminica Mare punem creangă de nuc în poartă, măcar că am un vecin care se spune ateu, dar de Duminica Mare pune o creangă de... Fără să ne adresăm în cuvântul lui Dumnezeu, să înțelegem de ce creangă ce eu pun, care e scopul ei. Lecțiunea ne dă astăzi o lecție foarte importantă. Esența. Pentru ce fac eu ceea ce fac? Sunt mulți dintre noi care zi de zi mergem la lucru, facem anumite lucruri și uităm să vedem scopul, esența. Pentru ce eu fac tot asta? Iisus aici ne dă, eu aș spune că asta e legea fericirii. Iisus a vrut să ne învețe legea fericirii aici. Și dacă am urma-o, am fi fericit. Evident că, vă dați seama, deci sunt 13 texte. Marcu prezinte sau implementează discuția integral. Pentru că este importantă. Polemica care se evită între unii conducători religioși și Domnul Hristos pe subiectul ce trebuie de ținut. Evident, cei ce ați amintit zice despre niște reguli normale de igienă. Deci spălare și una și alta și trebuie să fie făcute. Problema este că au mers mai departe și au transformat din pur și simplu o igienă a spălării mânilor. Înainte de masă trebuia să fie spălate demonstrativ într-un rit anumit și oamenii luau, eu știu, un pic de apă și într-o palmă făceau ce făceau și apoi turnau în altă palmă și apoi se... Asta e un fel de spălare ritualistă. Din spălare, de igienă normală, așa cum trebuie să fie, au transformat într-un rit și asta este problema. Și în același timp, legea lui Dumnezeu, pentru că așa îi învinuiește, zice, ați desființat, în versetul 9, frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Opa, ce să vorbim acum? Vorbim despre datin sau despre tradiții pe care voi le-ați implementat și acum vă țineți de acestea în detrimentul legii lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus îi învinuiește de aceasta și să cinstești pe mama ta și pe tatăl tău, deci prezintă acolo un subiect, adică un caz și zice, păi cum puteți voi acum să desființați, de cine omul să asculte? Pentru că în învățăturile lor au zis că nu contează părinții, dacă tu înțelegi, ai făcut o juruință și prin aceasta ei speculau. Scuze-mă, nu te ajut pentru că eu am juruit lui Dumnezeu. Și vă dați seama, vine părinții care au nevoie de ajutor și el desfințează poruncă, grijă și cinste față de părinți sau, dimpotrivă, părinții zic anumite lucruri, iar ei nu ascultă de părinți din cauza că chipurile, justificându-se, și aici, zice, uite, formalismul ăsta
Spiculațiile pe care le aveți voi le numește la momentul dat datine, pe care, de fapt, prin acestea le-ați desființat și spune elegant, frumos, că ai impresia că, domnule, fac lucru bun, fac un lucru extraordinar. Știți, interesant este că în istorie s-a repetat lucrul acesta nu odată. De exemplu, Sfânta Inchiziție, cum a fost justificată ea. Sute de mii de oameni au fost arși de viu. Păi salvăm corpul, deci vătămăm corpul ca să salvăm sufletul. Ce, nu vrei să fii salvat sufletul? Da, sigur că vreau. Da. De ce? Trebuie să accepți. Până oamenii s-au pomenit că de fapt ceva nu e regulă. E anapoda, este împotriva legii. Deci încalci legea să nu ucizi, să nu omori, da? Pentru ca să-ți împlinești anumite datini care sunt comentarii sau niște tradiții care, de fapt, merg împotriva a lui Dumnezeu, așa cum ați prezentat și dumneavoastră. Evident că problema, știți, e tensionată. Și acum multă lume se întreabă, poate și cei care astăzi ne privesc, dom'le, avem și noi tradiții, da? Și ce facem noi? Păi da, trebuie să le analizăm. De unde? Cum? Așa cum ați zis. Care este scopul lor? Care este menirea acestuia? Unde mă duce? Are ea un temei sau se justifică ea? Evident că lumea poate să aducă anumite explicații, să că știi, dacă să faci comparații cu ceea ce a fost în trecut, chiar dacă e în Biblie, și ce la ziua de astăzi, păi e la mod astăzi și trebuie să o ținem de astăzi. Da, dar se întâmplă că s-ar putea să contrazică și să ne asculți de Dumnezeu. Și iată, în continuare, Domnul Iisus prezintă un lucru foarte interesant ca o lecție. Nimic nu spurcă decât tot ce iese din gură, aia spurcă și nu ce intră în gură. Și știți că multă lume a denaturat și textul ăsta. Și aici întrebarea mea. Ce răspuns Iisus are despre curăție? Uite, noi încercăm să curățim. Ce răspuns? Uite, pentru că lumea se întreabă, bă, dacă nu-i treaba asta, atunci ce ne curăță? Adică noi vrem să fim curați, noi vrem să facem corect lucrurile. Cum se face corect? Și răspunsul Domnului Iisus, care ar fi acesta? Cum să-l înțelegem noi? Este un text foarte, foarte complicat. Plus că Marcu merge un pic mai departe de cuvintele lui Iisus și face un comentariu, spune că făcând toate bucatele curate. În primul rând ar trebui să ne întoarcem în vechime, să ne întoarcem la poporul Israel. Dacă ne întoarcem în versetul de ce spălau ei mâinile? De ce spălau ulcioarele? Igienă. Sanitarii. Deci a fost o lege sanitară, da, foarte clar definită. Problema era un pic dusă mai departe. Problema era dusă la că ei erau într-atât de curați, că cei care nu erau evrei erau numiți necurați. O simplă atingere de necurat însemna că trebuia să te speli. Bine, eu înțeleg ce vrei să spuneți. Există două concepte a necurăției și curăției. Există conceptul natural, biologic, da, a curăției. De aceea și spălau ulcioarele și nu știu ce, și trebuia să curățe. Evident, trebuia să spele și mânele, în așa fel încât să fie într-adevăr curate. Dacă erau murdare, trebuia să fie curate. Asta lucrul pe care îl facem noi. Se numește igienă în timpul nostru. Dar mai există și necurăție sau curăție ritualistă. Da. Ca concept religios. Și el avea conceptul ăsta ca bază în moment. Ei
în curățenia lor, evrei, poporul Israel, de atunci, ei în încercarea lor de a ține curați, s-au izolat într-un fel. Să spunem că versetul ăsta se referă la anume la bucate necurate pe care Leviticul le descrie, pentru că aici trebuie să întregem, pentru că aici parcă Biblia se contrazice. Pentru că într-o parte avem Leviticul 11 care ne spune ce este curat și ce este nu curat. Deci bucate, bucate, da. Alimente care sunt curate. Pentru un evreu să mănânce ceva necurat ar fi păcat de moarte. Da. Deci când Luca spune că a făcând toate bucatele curate, pentru dânsul înțelegând el că s-a făcut porcul curat sau alte animale în Leviticul, ar fi incorrect. Ar fi, adică este moral, greu, ar fi imoral. Da. Este greu să ne imaginăm că acolo la masă unde stătea Iisus cu evreii, să presupunem că erau bucate necurate. Cu atât mai mult că noi știm că evreii nici nu stăteau la masă cu alte națiuni, da? Deci așa. Cât de tare se considerau. Despre ce curățenie vorbește aici? Despre curățenia aceeași... Noi când mâncăm, chiar și săptămâna asta am avut, copilul nostru spune că are un coleg de clasă și când îi spune de ce tu nu mănânci porc, el îi spune, iată, au aceeași discuții și el spune, la colegul lui spune, păi în Biblie scrie că nu ceea ce intră, ceea ce iese. Da, o logică stranie. Dacă le-am luat lucruri literale, am ajunge la ceea ce iese de noi, adică e urât. Adică ceea ce natural iese. Nu cred că Iisus asta vrea să spui. Sigur că nu. Dar iese de noi, iese cuvinte urâte. Din inima noastră. De noi iese ură. De noi ies fapte urâte. Deci, în cazul în care dumneavoastră vreți să spuneți că Domnul Iisus nu vorbește despre biologie, despre, știu, lucrurile materiale biologice. Corect. Fiziologic care se întâmplă, da, în organismul nostru. Ci vorbește despre lucrurile rituale de care se țineau ei, că dacă, de exemplu, bucatele curate, corecte, deci corectea după norme, da? Da, de exemplu, erau, dar nu erau cumva făcute, legănate prin niște rituri, se considera că era un fel de necurate. De exemplu, dacă erau niște bucate cu carne de găină. Da, bine, evident. Dar găina era cumpărată de la un necurat, așa cum îl numeau ei, sau de la un străin, ea nu mai era curată pentru ei. Oh. Chiar și bucatele și alimentele corecte. Adică am cumpărat cireșe de la un, neevreu, gata, domne, sunt spurcate. Sunt spurcate, nu sunt... Asta era problema. Nu pot să le mănânc. Și iată, Iisus, când Marcu spune că tu a făcut toate, el spune că asta nu mai este o problemă. Adică, dar deci, dumneavoastră vreți să spuneți că aici nu este problema esențială despre alimente. Nu, pentru că atunci pentru că Iisus spune Marcu mai departe spune în 21, din inima oamenilor ies gândurile rele, prea curviile, ucidirile, furtișagurile, lăcomie, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies dinăuntru și spurcă pe om. Nu spune că iese, mă scuzați de expresie, fecalele, dar spune, ia ce spune. Iată ce adică, în toate astea în context, noi nu putem să spunem că aici Marco are în vedere anume strict toate mâncare și atât. Deci, nu materiale fiziologice, biologice, ci... Este altceva și Iisus prezintă o altă dimensiune a procesul acesta de spurcare, de necurăție. Corect? Înțeleg eu. Da. Adesea, în lumina unui obicei sau unei datini sau ceva ce noi, da, a unui voal pe care ne-l punem, că vrem să părem, uite, atât de făcând un lucru bun, da, că am zis eu că îl cintesc pe tatăl meu și pe mama mea, dar de fapt
nu o fac. Ceea ce iese din inimă, de fapt, este în contrar cu ceea ce, de fapt, cere Dumnezeu. No. Pentru că noi, de exemplu, avem o rudă care nu mănâncă carne. Și el, într-o oarecare, pe noi ni s-o coate un păcătoși. Fel de păcătoși când mâncăm carne. Sau, legea asta e dus la atât de absurd că aproape că e sfânt. Dacă nu mănânci carne, ești într-un fel sfânt. Dacă mănânci carne, ești mai puțin sfânt, așa să spun slab. Deci, unde e scris asta? Dumnezeu ne dă așa regulă, spune... Nu găsim în Sfânta Scriptură. Este bine să nu mâncăm carne, corect, sunt de acord cu el, 100%. Dar asta nu îl permite, nu-i dă voie, sau nu este undeva în Scriptură scris permisiunea ca să mă socoată pe mine păcătos pentru faptul că mănânc carne. Da? Deci... să nu mănânci carne și să ai, cum spune așa Sfânta Scriptură, ochiul rău, care e diferența? Da, știți, să ții, deci, o igienă, să ții, eu știu, anumite rituri, să te ții de, eu știu, de anumit regim alimentar, da? Fie că carnivor, fie că, deci, vegetarian sau... Dar dacă în toate acestea tu comiți lăcomie, răutate, faptă de rușine, care de fapt afectează pe semenul tău, pe cei din jurul tău, păi tu te faci un fel de, eu știu, un mâncător de carne de om. Consum pe cei care sunt alături. Și Domnul Iisus zice că de fapt ăștia, aici este problema. Deci problema care în cazul dat am vorbit și ceea ce s-a prezentat aici, dacă am fi rezumat, înțelegem că nu se vorbește despre alimente. Aici se vorbește despre ce se întâmplă în interiorul omului. Că fariseii care erau implicați în această dispută făceau toate regulile, toate, absolut, și mai mult de atât, care le-au introdus ca regulamente și tradiții. Dar în inima lor, în interiorul lor, erau atât de răi, atât de departe de imaginea lui Dumnezeu, cât Domnul Iisus e nevoit să le zică, știi, problema nu este ce intră. Tu stai și ești foarte atent și cu scrupule, asta e la întâi de care, cum s-a procesat, de la cine s-a luat alimentele și nu știu ce. Tu atât de cu scrupule ești, pe când din interiorul tău, tot ce iese din tine, tot ce ești tu, te face pe tine nesalvat, te face pe tine necurat. Știți, mă tem să mă gândesc că dacă acum aplic la mine, știu, dacă Doamne ferește să aplic la alții, mă întreb, dar cine poate fi salvat? Cine poate fi salvat? Ce interesant că Marcu în continuare prezintă o doamnă care căuta salvare pentru fiica ei. Deci o cauză nobilă din partea ei. Dar nu era din neamul evreilor. Era din Tirul Sidonului, așa cum spune în versetul 24, și care o numește încă sirofiniciană, și care caută și vine la Domnul Iisus, îi se închină și cere ca să fie vindecat copilul. Și Iisus straniu se comportă. Deci anterior a vorbit despre necurăție și a impresie că el se poartă altfel. Zice nu, deci nu trebuie. Pentru că, și dea acum o șansă acestei femei, că mai întâi la copii trebuie să dea și... Și acum femeia se folosește această metaforă și zice, păi da, dar și căței din casă și aceștia mănâncă fărmituri. Adică, cu alte cuvinte, am și eu un drept, un drept de la tine, un privilegiu pe care pot să mi-l oferi, o favoare
pe care pot eu să am nădejde de a avea, și anume vindecarea fiicei. Și răspunsul Domnului Iisus, Doamne, credința ta te-a salvat, și a fost impresionat. Ce s-a întâmplat acolo? Ce înseamnă? Cine sunt acești căței? în metafora pe care o folosește Domnul Iisus. Dacă o să vorbim despre poporul evreu, știm că întotdeauna poporul Israel a fost privilegiat în raport cu alte popoare. Din relatare vedem că femeia care se apropie ca să mijlocească sau să ceară vindecare pentru fiica ei, așa, nu este din poporul evreu, este o femeie cananeană, după cum ați relatat mai anterior. Momentul în care Iisus îi răspunde că mai întâi trebuie să mănânce copiii, da, și apoi căței, dar iarăși vedem aspectul ăsta. Deci el face referire la faptul că ea nu este din poporul evreu, însă este aspectul ăsta mai întâi. Da? Deci un joc de cuvinte. Da? Deci dacă apare mai întâi, ne gândim că ar trebui să fie și ceva după. Și în al doilea rând. Da, după urmează să fie, dar noi vedem și răspunsul pe care ne-l dă femeia. Ea totuși, dar totuși copiii se hrănesc din aceste frămituri. Ea insistă. Ea insistă și ea cere pentru că ea crede. Ea crede că Iisus poate să-i ofere ce. Ea a venit cu credință, fiind sigură că Iisus poate să-i ofere, să-i ofere vindecarea fiicei sale. Pe lângă... Noi pierdem contextul, iarăși trebuie să ne întoarcem. În limba română, numai cuvântul cățel nu mai descrie ceea ce probabil ce Iisus a vrut să spui inițial, pentru că de ce femeia asta spune că și căței mănânc? Probabil cuvântul pe care îl folosește Iisus spune anume despre câini care erau păstrați în casă, adoptați, care erau pe lângă deci copii. Deci nu vagabonzi de afară, nu erau niște câini vagabonzi, nu erau, adică pentru că asta vedeam de răspunsul lui femeii. Niște patrupezi ai casei. Pentru că dacă luăm contextul nostru astăzi, pentru noi căței, și mai luând faptul că avem și limba rusă ca unde cățea înseamnă ceva foarte urât pentru noi, noi nu mai înțelegem ce a vrut să spui Iisus. Nu înțelegem cuvintele, dar din răspunsul femeii înțelegem că cuvântul pe care l-a folosit Iisus nu a fost unul jignitor, nu a fost unul obraznic. Cu toate că aș vrea să recunoaștem, trebuie să recunoaștem că cultura de atunci era mult mai dură decât a noastră. Dacă ne aducem aminte, de exemplu, imaginea de la cruce, răstignirea lui Domnului Iisus. Domnul Iisus îi spune, femeie, arătând la Ioan, ăsta e fiul tău, Ioan, ăsta e mama ta, cum poți face asta? E dur de tot. Sau avem o altă descriere în Biblie, pe care, dacă vă aduceți aminte, soția lui Saul, când copiii ei au fost spânzurați, Rizpa, copiii ei au fost spânzurat de David. Ea spune că au stat aproape jumătate de an păjându-și copiii ca să nu mănânci corbi. Da, corbi nu i-au mâncat, dar astea, procesele biologice s-au întâmplat în copiii ei. Vermi, muști, tot asta s-au întâmplat. Jumătate de an mama aia a stat lângă copiii ei până aceștia au fost îngropați. Adică era o cultură mult mai dură. Noi poate astăzi urechea să ne zgârâi, dar noi trebuie să înțelegem că cultura aia era mult mai dură decât astăzi. Și asta ne dă o permisiune ca să criticăm cumva pe Domnul Iisus. Pentru că trebuie să ne întoarcem să vedem ce cultură era atunci. Da. Până la urmă, această femeie a avut, i s-a satisfăcut dorința ei? Ea a fost satisfăcută? Da, în momentul în care ea îi confirmă încă o dată lui Iisus prin faptul că, da, deci prin răspunsul ei, de fapt, Iisus înțelege că ea, insistența ei și credința pe care o are, Iisus îi răspunde și deci ea se întoarce, da, și fiica ei este vindecată.
spus că e o lecție pentru noi ca creștini. Noi des vorbim la Dumnezeu să răspundă la mișcarea de aici noastră. Dumnezeu câteodată ne pune în situația când noi, El vrea ca noi să reconfirmăm credința noastră, așa cum reconfirmat-o femeia dată. Mai întâi să facem ceva, să înțelegem, ne face să înțelegem ceva prin asta și apoi vrea ca noi să valorificăm ceea ce primim. Iarăși să înțelegem pe Dumnezeu în esență, nu ca ceva abstract, ceva care există acolo și poate, dacă eu am să rog, El o să fac. Și... Da, cu siguranță. Vedem blândețea și lucruri cele mai frumoase pe care Domnul Iisus le oferă omenirii și a rămas același. În continuare, Marcu prezintă din versetul 31, prezintă faptul că ei au plecat din Tir, adică din acea localitate, și pe drum un surdomut. Și Domnul Iisus îl vindecă. Interesant procesul de vindecare. Altădată el doar pur și simplu vorbește, dar Marcu aici evidențiază faptul că Iisus pune mânele, își pune apoi limba. E un proces interesant, dar de ce face? De ce suspină în cazul acesta Domnul Iisus de un surdomut? Deci surd și mut. Eu aș dori să pornesc aici de la creație. Dumnezeu ne-a creat. Așa. Da? Deci noi ca creștini recunoaștem creațiunea, da? Când suntem creați de mâna lui Dumnezeu. Și chiar deci verbul care este utilizat aici în faptul că el procesul ăsta de vindecare este același care este utilizat la creație, l-a făcut pe om. Da? Și vedem acea schimbare pe care Dumnezeu sau Iisus la moment o face în fizicul acestui surdomut. Dar mă întorc la întrebare, de ce prin suspin? Care este suspinul ăsta? Iisus tânjește după cei care au urechile înfundate și ochii ascunși sau ochii închiși ca să vadă adevărul. Iată aici... Adică pot să audă fiziologic, dar urechea interioară e surdă. Absolut. Și aici în momentul ăsta, că el nu intervine, el tot timpul a lăsat liberul arbitru pentru fiecare dintre noi ca să alegem. El ar putea, printr-o clipită de ochi, să schimbe acest moment, însă el ne lasă pe noi să alegem. Și iată, el aici cumva își are întristarea sa pentru ăștia în care el... Deci doar depinde de noi să-i dăm acordul. Uite, Doamne, eu vreau să schimb momentul ăsta. Și atunci Dumnezeu e gata să facă acea transformare, acea recreare în noi, ca să putem să avem urechea deschisă și ochii deschiși ca să vedem adevărurile. Nu pot să explic de ce Dumnezeu a făcut în felul ăsta. Dar asta arată că Dumnezeu avea libertatea să facă vindecarea în diferite feluri. Iată asta, avea libertatea, dar n-avea libertatea pe cei sănătoși cu urechea, cu ochiul, să-i oblige să-l creadă pe el. Oh, da. Asta era limita pe care Dumnezeu și-a pus-o. Dându-i, oferindu-ne nouă libertate, el nu putea să ne impune noi să-l credem. În asta el suspină. 34 zice, apoi și-a ridicat ochii spre cer, a suspinat și a zis, Efata, adică deschide-te, ascultă. Probabil că lucrul acesta reprezintă toată națiunea care era surdă și prin reprezentantul acestui om înțelege că Dumnezeu este gata să recreeze, să creeze orice entitate, orice lucru, organică și neorganică, care este în fața lui sau în mâinile lui, dar nu va viola liberul arbitru sau libera alegere a omului, despre care ați vorbit și în cazul dat. Și părere de rău, aceștia care liber, adică au ales să rămână surzi, nemișcați sau intacți, indiferenți față de Domnul Iisus Hristos. Interesant că în continuare Domnul Iisus vorbește ucenicilor și le zice despre un aluat. Să vă feriți de aluatul fariseilor. Iar ei se gândeau, măi, probabil că ceva n-am făcut noi corect, ceva cu pâine. Care este semnificația acestui aluat fariseic, al fariseilor? Cine sunt farisei și cei cu aluatul ăsta? Masară, sunt lecțiunea împreună...
v-ați întrebat ce, dacă să ne ridicăm un pic mai sus de întrebare, în versetele din la Marcu 8 cu 11, da, și 13, s-a întâmplat acolo un eveniment. Au venit farisei și ce au cerut? O minune. Ce i-a încurcat pe farisei să-l vadă pe Mesia în Iisus? Știau farisei unde trebuia să nască Mesia. Știau. Pentru că noi ținem minte când Irod a întrebat de cărturari, ei le-au spus că iată unde trebuie să nască. Știa că Iisus a născut acolo. La sigur știa. Știa din ce familie trebuia să nască Mesia. Știau. Știau din ce familie Iisus? Știau. Deci, vrei să ziceți că aveau toate semnele? Toate semnele pentru să-L recunoască pe Domnul Iisus ca Mesia. Ce le-a încurcat să-L recunoască pe Iisus ca Mesia? Învățăturile pe care le aveau, credința pe care o aveau, toate astea le-a încurcat să-L vadă pe Mesia. Ce l-a încurcat? Ce i-a încurcat pe Iisus, pe ucenici să înțeleagă adevărul pe care Iisus îi întreabă despre pâini? Au văzut ei cum Iisus a făcut mulțirea pâinilor, minunile? Da. Ce i-a încurcat? Și Iisus îi obiectează și le spune, câteva oare... Câteva versete mai sus vedeam, mă sper. La ce vă gândiți voi? Este incorrect. Dar ce are în vedere când zice aluatul fariseilor? Problema este că fariseii învățau niște legi. Oh, deci învățătură. O învățătură pe care ei și-o credeau, care le-au încurcat lor să-L vadă pe Mesia. Învățătura care, știți, ca aluatul. Deci el dospește și învățătura poate să ducă, să ironizeze sau să schimbe chiar și învățătura sănătoasă. Noi ca creștini tot avem niște învățături, niște reguli care la un moment dat poate să ne încurce să-L vedem pe adevăratul Domnul Iisus, Mesia. Și Iisus aici ne îndeamnă să ne ferim de asta. Noi ca creștini desuori în rugăciune suntem aceiași farisei, ne punem în fața lui Dumnezeu și cerem o minune. În rugăciunile noastre noi suntem fix ca farisei și spunem, Doamne, fă o minune. Dar în același timp uităm să vedem pe Dumnezeu în fiecare clip a vieții noastre. Uităm să-L vedem pe Dumnezeu dimineața când răsoare soarele. Uităm să-L vedem pe Dumnezeu atunci când cântă păsările, atunci când înfloresc florile. Prin asta noi uităm să-L lăudăm pe Dumnezeu și să-L vedem pe Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, trebuie să-ți ferești de asta. Nu căuta minuni, caută-mă zi de zi, clipă de clipă. Noi vrem pe Dumnezeu să-L vedem ca pe ceva aparte, ca un bețșor magic, care când ne trebuie să ne folosim de El. Dar Dumnezeu nu vrea asta de la noi. El vrea de la noi, ca noi, zi de zi, clipă de clipă, să-L străim împreună, să fim fericiți împreună cu El. Dacă vedem, mă întorc la luat, după cum spuneați, deci el are o caracteristică, este vorba numai de momentul ăsta de creștere, da? Deci acea fărâmă care este pusă în coca aia ca să-i dea putere să crească. Și iată, se face analogia cu ceea ce avem noi de fapt în inima noastră. Dacă noi să avem acea fărâmă de dragoste, acea fărâmă de încredere în Dumnezeu, o să avem acea temelie corectă, atunci tot ce se izvorască din inima noastră, faptele noastre, ele o să fie după voia sa. Dar vedem pe parcursul a ceea ce am discutat aici, această atitudine a fariseilor care este deci încearcă să condamne de la început, în fiecare încearcă să găsească acel moment în care să-i dea peste mână sau peste caput că aici s-a greșit, de ce ai făcut așa și pierdem din vedere de fapt ceea ce dorește să transmită Iisus, că uite, eu sunt aici și eu în zi de zi sunt lângă tine și fac minune în viața ta. Sigur că polemica, discuția pe care o prezintă Marco între oameni care au deci destul de impunătoare sau experiență religioasă și cu toate acestea sunt greșiți. Greșiți prin atitudine, greșiți prin înțelegerea și învățături. Și sigur că după aceea caută dovezi.
Și astăzi poate cineva caută dovezi. A, vreau să-L văd pe Dumnezeu. O, dacă s-ar ivi. Dar, dragii mei, dovezile sunt prezente în jurul nostru. Acestea sunt oferite. Este nevoie doar să le vezi. Și dacă nu vezi sau n-auzi, cu siguranță că va trebui să-L rugi pe Dumnezeu ca să ne facă, să ne trateze, să ne vindece, pentru ca interiorul nostru să-L vadă chiar pe El. Dar pentru aceasta este nevoie doar pur și simplu să-I deschidem Lui inima, ușa inimii noastre. Dacă v-a plăcut acest material, vă invit să ne dați o reacție și să vă împărtășiți cu acesta, distribuindu-l prietenilor dumneavoastră. Iar noi vă spunem la revedere până data viitoare.